Joi 17 mai, în jurul orei 16, dispeceratul integrat ISU, ambulanța al județului Neamț, a fost anunțat prin sistemul național unic pentru apeluri de urgență 112 despre producerea unui incendiu de vegetație uscată pe o pășune în comuna Borca, satul Sabasa. La locul indicat de apelant s-a deplasat un echipaj de pompieri militari cu o auto specială de stingere cu apă din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț, Garda 2 Poiana Teiului, în sprijin fiind solicitați să intervină și 4 pompieri voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Borca. Forțele au stins incendiul, în urma căruia au ars aproximativ 4 hectare vegetație uscată, arbuști și 10 cioate. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost foc deschis în spații deschise.